Bună și bine ați venit și revenit și vă mulțumim că sunteți alături de noi. Mai așteptăm un pic așa să se adune cei care sunt alături de noi, fiindcă avem o invitată minunată la tema noastră de terapeuți pentru suflet. De ce spunem terapeuți pentru suflet? Fiindcă teta înseamnă suflet și healing înseamnă vindecare și orice persoană care aplică tehnica Teta, atât pentru propria persoană, cât și după aceea și pentru cei din jur, este un terapeut pentru suflet. Așa că astăzi o avem pe Ramona Cama. Bine ai venit, Ramona! Bună seara, bine v-am găsit! Mulțumesc, Laura, pentru invitație! Și da, așa este, suntem terapeuți pentru suflet. În primul rând că lucrăm pentru sufletul nostru, să-i facem lui plăcerile și apoi că ne îngrijim și de sufletele persoanelor de lângă noi. Să fie o bucurie această călătorie în această lume și în această aventură numită viață. Spune, te rog, deci unde ești? Fiindcă este foarte frumos că acum de când suntem online și noi așa ne-am cunoscut online, să împărtășim unde ești tu acum. Da, eu locuiesc în Istanbul, sunt în Turcia, momentan nu mă aflu în Istanbul, sunt în vacanță, sunt la drum, într-un circuit al Antaliei, pe toată coasta Antaliei și din fericire, datorită internetului, ne putem conecta de oriunde și putem fi împreună din orice colț al lumii, așa că eu sunt foarte recunoscătoare că pentru aceste cursuri online, pentru că, iată, din Istanbul m-am putut conecta cu foarte mare ușurință și am putut să fac curs după curs cu mare bucurie. Mm-hmm. Iar acum vă salut din Antalia. Uite, hai să salutăm fetele care sunt alături de noi. Bună Odeta, bună Raluca, bună Mariana, bună Tatiana, bună Alina, bună Didiana. Multe dintre ele deja le cunoști, fiindcă au fost colege cu tine la curs, așa că este minunat. Da. Și hai să vedem ce părere aveai. Le salut și eu, vă pup pe toate. Le salutăm cu mare drag și le îmbrățișăm cu mult drag și iubire. Și hai să împărtășim, deci ce părere aveai tu despre Teta înainte să vii către mine, către cursurile de Teta? Care era părerea ta? Fiindcă e bine și alte persoane au diferite păreri și atunci e bine să spunem povestea încă de la început. Așa este. În primul rând, eu nu știam foarte mult, de fapt nu știam nimic despre Teta. Știam, evident, că există cursurile Teta Healing, auzisem. Dar nu știam ce presupune un curs de Theta Healing, n-am avut, interes pentru cursurile Theta, asta până la un anumit punct, și am avut două prietene care îmi spuneau că au făcut Theta și este grozav. Ok, am zis în continuare, eu nu sunt atrasă de cursurile Theta, mă bucur că pentru voi a fost bine, până când într-o zi când am deschis internetul și pe toată pagina mi-a apărut mare poza ta și scria Theta Healing cu Laura Popescu. Și am simțit că că rezonez atât de bine cu tine și cum ți-ai pus titlul Magia Bucuriei. Deci m-am umplut atunci de entuziasm și de bucurie și am zis, ok, asta am de făcut, Theta Healing, dar cu Laura Popescu. Și mi-amintesc că după ce m-am înscris, mi se părea deja că e prea mult până la data la să aștept la data la care urma să înceapă cursul. Așa că înainte să încep eu primul curs de bază, am urmat un workshop cu tine, Iubește-te pe tine. Și am fost atât de încântată. Asemănător așa cu ce am făcut aseară în webinar și uite să le mulțumim că aseară în webinar au fost peste 240 de persoane și a fost wow, deci a fost așa o energie frumoasă. La fel a fost un workshop, acolo era de iubire de sine și a fost tot gratuit cum a fost și webinarul de aseară și în care împărtășeam despre tehnica Theta, ce putem să facem, chiar și meditații cu tehnica Theta. Și ce ai simțit tu atunci în timpul acelui eveniment gratuit? Exact, așa a fost.
Au fost anumite momente din acel workshop în care am simțit că mă scurg așa prin canapea, adică o relaxare atât de profundă că parcă alunecam prin canapea. Și s-au făcut, ai făcut câteva curățări la care mi-au dat lacrimile. Era o stare de relaxare profundă, repet, pentru că este important. Am simțit că alunec prin canapea, că mă scurg prin canapea și curățările acelea mi s-au părut atât de extraordinare încât am început deja să fiu și mai nerăbdătoare până la începerea cursului. Eu am făcut cursurile TETA de curând, în luna ianuarie, la sfârșitul lunii ianuarie. Dacă mi-am amintesc bine, era 27 ianuarie, deci pe sfârșitul lunii când am început eu cursurile TETA. Iar, Ramona, nefiind... am să te rog să vorbești puțin mai rar, fiindcă tu ești entuziastă și multe persoane au nevoie să vorbești puțin mai lent, te rog. Ok. Iar eu, nefiind interesată înainte de cursurile TETA, ajunsesem la momentul la care abia așteptam să mă înscriu, după care am urmat deja curs după curs. Câte cursuri ai făcut, Laura, din momentul în care am intrat eu în contact cu tine, la atâtea m-am înscris. Și cum a fost pentru tine, deci, primul curs de bază? Cum au fost exercițiile? Fiindcă una dintre întrebările din webinarul gratuit de aseară a fost de la cineva care a văzut lista de exerciții care le facem și puțin așa a zis că oare nu este copleșitor? Deci, cum a fost pentru tine când ai început să faci exercițiile? Cum ai simțit că poți să le faci și să le aplici pentru tine și în viața ta? A fost uluitor, uluitor de frumos și a fost, deși este multă informație, nu este deloc ceva ce te copleșește. De fapt, este simplu și ușor de pus în practică. S-au făcut foarte multe exerciții, într-adevăr, dar toate foarte frumoase și fiecare dintre ele îți dădea o altă energie, iar modul de a le pune în practică este practic la fel, adică te duci în al șaptelea plan, odată ce înveți cum să faci lucrul ăsta, o faci cu foarte mare ușurință și cu foarte mare bucurie și liniște. Acolo este o liniște atât de frumoasă, încât și facem împreună, asta este important, că facem împreună, adică nu exact. Lucru care se copleșească încă de prima dată. Super. Este totul ghidat, este totul frumos organizat. Ne ghidez de la început și până la sfârșitul meditației, după care este chiar ușor de pus în practică și este ceva, este un Theta Healing, de fapt este un curs cu efect imediat, dacă pot să zic așa. Uite, împărtășește-ne, dacă îți mai aduci aminte, fiindcă ai trecut prin mai multe cursuri de Theta din ianuarie, care ai simțit tu așa efectul imediat de la primele exerciții din cursul de bază. Îți aduce aminte? Deci prima dată am făcut conectarea asta, apoi identificarea convingerilor cu testarea musculară. Cum a fost așa pentru tine când foloseam testarea musculară, când scoteam o convingere? Cum te simțeai? Cum era pentru tine când ai început deja să identifici convingeri și să te gândești, ok, dar uite, stai că am eu convingeri pe care vreau să le identific în viața mea și pe care vreau să le eliberez. Cum a fost pentru tine? Am identificat convingeri pe care nu știam că le am, după care mi-au apărut în timp și altele și apoi, din fericire, le-am scos, le-am eliberat cu Theta Healing. Deci odată ce ajungi acolo și începi să lucrezi în starea Theta, în primul rând, se simte o liniște și o armonie. Este o armonizare. Efectiv vorbim de armonizare. Și este o armonie atât de frumoasă și atât de plăcută încât îți dorești să rămâi acolo. Iar după ce se face acea scoatere de convingere, acea eliberare sau acea recuperare de părți, spre indiferent pe ce lucrezi acolo, se simte o ușurare foarte, foarte mare. Eu asta am simțit. Eu am simțit odată ce am ajuns în al șaptelea plan, am simțit o armonizare foarte frumoasă, iar după ce am scos convingerile cu ajutorul tău ghidat, pas cu pas de tine la curs, asta am simțit, ușurare. Super. Și cum a fost, fiindcă bineînțeles că și tu ai o relație, ești în relație de familie acolo, cum a fost în fiecare zi de curs, fiindcă sunt 3 zile cursul de bază, să te întorci către partenerul tău? Te-ai simțit plină de energie? Cum ai simțit în relația ta că deja
poți să pui în practică și cum ai simțit zilele acelea de curs, fiind de nevoie să fii și prezent în familie, fiindcă toți suntem și pe lângă cei dragi. Aș putea să vă spun mirarea soțului meu după 3 zile de curs. Tu poți, ai atâta energie? Dar ce ai făcut la cursul ăla de ești atâta de energică după 3 zile de curs? Super. Așa că da, plină de energie după fiecare zi de curs, plină de entuziasm și de voie bună. Și am putut să pun în practică în relație. Uite, chiar cineva ne întreabă Petronela, dacă ți-aduce aminte de o convingere identificată, poate nu chiar din cursul de bază, chiar și din alte cursuri și din ceva ce poți să împărtășești, fiindcă este de folos când împărtășim exemplu personal. De mai multe, pentru că am găsit câteva. Concret, fiindcă suntem oameni și atunci când auzim la alte persoane ce convingere au identificat și au eliberat, simțim că este posibil și pentru noi. Ok, concret, uite, pot să dau două exemple, una de o convingere aparent banală și una de o convingere care poate părea mai importantă. O să încep cu cea simplă sau banală. Eu îmi port unghiile lungi, da, îmi țin manicură, însă la unghiile mari nu reușeam să-mi țin manicură pentru că tot timpul mi se rupeau și nu înțelegeam de ce. Și am depistat în timpul cursurilor TETA că învățătoarea mea, deci vorbim de școala primară, avea manicură exact așa, fără să aibă la degetele mari unghiile lungi și tot timpul bătea în bancă când trecea pe lângă noi. Și mi-am amintit eu atunci mirarea mea de fiecare dată când îi vedeam unghiile în afară de cele de la degetele mari. Și atât de tare m-a mirat și m-a impactat pe mine lucrul ăsta că n-am reușit să-mi țin, uite, manicură la degetele mari, până când mi-am dat seama de lucrul acesta și să știți că acum începe să se vadă manicura și la unghiile degetelor mai, ceea ce mi se pare fantastică. Până la 39 de ani eu nu am putut să fac lucrul ăsta până mi-am dat seama de convingere. Asta este unul dintre exemplele simple sau banale. Super, să scoatem în evidență că, de fapt, ai identificat convingerea, fiindcă ai lansat intenția, adică gândindu-te, uitându-te la unghiuțele tale, de ce cea mare nu este mare, nu ți-a venit imediat informația, fiindcă nu era ceva care, ok, puteai să-ți vezi de viața ta, dar la un moment dat, tot făcând exercițiile, ți-a venit informația, ok, și ți-a venit un flash din acea amintire, din povestea în care erai și chiar mi-aduc aminte uimirea ta, wow, am văzut la profesoara mea și acum îmi dau seama, fiindcă am văzut atât de mult la ea că nu avea unghia de la degetul mare crescută, am crezut că așa este normal și atunci, fiindcă mintea ta atunci, fiind copil, a luat o decizie, erai foarte profund în starea TETA, uite că ai ajuns, așa cum spui tu, la 39 de ani și unghia ta mare nu avea cum să crească, fiindcă rămăsese cu acea poveste. Super. Exact, eu mă gândeam, în mintea mea că lucrăm mai mult cu degetele mari și atunci ea se rupe și nu poate să crească, pentru că așa înțelesesem eu atunci, la 7-8 ani. Ceea ce era foarte adevărat pentru tine, adică ca să înțeleagă și ceilalți când le împărtășim, convingerile noastre nu sunt împotriva noastră și când le descoperim de fapt în starea TETA, ne dăm seama că așa zâmbim, wow, ia uite ce am putut să cred, cum adică nu este adevărat pentru toată lumea? Știi că atunci când identificăm convingerea, noi credem că de fapt până când s-o identificăm că este normal pentru toată lumea, adică de ce ar fi diferit pentru toți ceilalți? Super! Super, Ramona. Exact, așa este. Și mai pot să dau încă un exemplu care poate părea mai important decât cel cu unghia, deși am mult mai multe exemple, multe dintre ele mai personale decât ce vă povestesc eu acum. Am fost uimită săptămâna trecută, dacă ți-am amintit, până să trec la exemplu celălalt, dacă ți-am amintit, Laura, ți-am spus că toată săptămâna am lucrat în TETA, când veneam în convingere una după conștientizările una după alta. Da, uite, asta este important de împărtășit, fiindcă odată ce încep să lucrezi cu tehnica TETA și devine simplu să lucrezi, fiindcă așa este cu exercițiu și fiecare curs după curs îți dă mai multă siguranță de a accesa starea TETA și de a identifica mai rapid convingerile. Exact cum spui tu, săptămâna trecută, deci chiar mi-ai împărtășit că veneau informațiile
în legătură cu ceea ce vrei tu, bineînțeles, să schimbi și să aduci acolo o altă perspectivă în viața ta. Super! Și spune de cealaltă convingere care poți tu să împărtășești. Da, cealaltă convingere, mintea mea înțelese, din dorința mea de a fi o persoană puternică, mintea mea înțelesese cumva că pentru asta am nevoie să acumulez kilograme în plus. Nu știu cum și de ce am asociat eu puterea așa sau ce s-a întâmplat în mintea mea, însă dorința mea de a fi o persoană puternică a dus la acumularea kilogramelor în plus. Și tot la cursul, cursul TET am conștientizat că de fapt a fi puternică nu înseamnă neapărat asta, ci înseamnă să mă bazez pe ceea ce știu și pe ceea ce fac și nu pe putere fizică sau pe acumulare de kilograme. Asta a fost o conștientizare. Cred că a fost avansat această conștientizare, dacă mi-aduc aminte bine. Da, fiindcă acolo facem mai multe curățări și primiți mai multe eliberări și descărcări. Și da, chiar m-a uimit așa, știi, când cu tine am lucrat acolo, fiindcă fac exemple, bineînțeles, și lucrăm cu ce aveți voi, fiindcă avem cu ce să lucrăm, deci este suficient de lucru. Și mi-a plăcut așa uimirea ta, wow, ia uite, chiar nu-mi dădeam seama că am convingerea asta, am și testat, uite, sunt puternică dacă am kilograme, wow, ce crede mintea mea! Da, deci cu zâmbetul pe buze ai conștientizat-o și ai început să lucrezi cu ea. Super. Exact, așa este. Am fost extrem de mirată să aflu de această asociere pe care a făcut-o mintea mea. Pentru că oriunde, chiar și la săpări, oriunde, dacă te amintești, oriunde mă duceau întrebările, eu tot acolo ajungeam la a fi puternică. Deci tot cu asta avea legătură și așa am conștientizat și am aflat că asta așa gândea mintea mea și din fericire, uite că putem să schimbăm lucrurile acestea. Da, și uite, e bine că ai scos în evidență acest lucru, pentru că la un moment dat, așa cum am arătat și în webinarul gratuit de aseară, mintea noastră este ca un copac așa, care are rădăcini. Și unele convingeri, cum ai spus tu că ajungeai destul de des, din mai multe întrebări, din mai multe convingeri, ajungeai la aceeași rădăcină, că se lega de puterea ta, acumularea de kilograme și tot acolo săpând ajungeam cumva la o rădăcină comună, înseamnă că, de fapt, acea rădăcină comună începea să-ți aducă ție mai multe beneficii. Și, de fapt, ce facem în Theta Healing? Identificăm din ce în ce mai multe beneficii și important este că prima dată ai fost așa uimită și puțin supărată, dar apoi zâmbind, ia uite, mai este încă una, stai să curățăm bine această rădăcină. Fiindcă, de fapt, te bucuri și zâmbești când reușești să cureți acea rădăcină care îți dă roadele care nu mai vrei să le vezi la suprafață, numai că mintea noastră este făcută în așa fel încât să fie de partea noastră și nu vrea așa de prima dată, adică vrea să vadă, ok, ești hotărâtă, chiar vrei să dai aceste kilograme la o parte, că vreau să ți le asociez cu puterea, fiindcă le-ai tot asociat de multe ori. Da. Da, și acum să le dai la o parte și să păstrezi în același timp puterea, pentru că noi lucrăm și așa, poți să fii puternică și fără să acumulezi aceste kilograme. Deci asta este foarte important, că poți să-ți păstrezi acea calitate pe care ți-o dorești fără să mai fie nevoie și de ceea ce, să zicem, te dezavantajează. Da, în felul acesta împăcăm mintea conștientă cu mintea subconștientă, fiindcă mintea noastră subconștientă este doar baza de date pe care noi am creat-o și este de partea noastră, bineînțeles, fiind baza noastră de date, dar este important atunci când scoatem ceva de acolo, din baza de date, să îi dăm informația corectă, adică că poate să păstreze într-adevăr beneficiile pe care le dorește. Și uite, fiindcă ai zis și de soțul tău, mai împărtășește, deci tu oricum ești așa o fire entuziastă și plină de bucurie, dar îmi place cum ai zis că soțul tău de data asta ți-a zis, dar ce cursuri ai făcut? Ești așa de plină de energie. Cum ai simțit tu, fiindcă Dar ce ai făcut la cursul acela? Da. Mai ales noi în tehnica TETA, încă din cursul de bază, facem exercițiile de manifestare. Și mie mi-a plăcut că tu ai conștientizat că faci manifestări deja cu soțul tău și spune-mi, te rog, deci cum a fost pentru tine și pentru relația ta și pentru viața ta de zi cu zi conștientizarea manifestărilor și cum le-ai amplificat în viața ta?
Oh, foarte frumos. Eu sunt foarte bună la Așa manifesta, la atrage proiecte. Pot să manifest și o zi fără să fie nevoie de un eveniment anume, ci pur și simplu să manifest ziua. Pot să manifest vacanța sau cursul, participarea la curs. Dacă te amintești, am avut o provocare la o participare la curs, nu reușeam nici cum, dar eu am făcut manifestare și m-am vizualizat prezent la curs. Așa este, dar chiar mă întrebai, oare Laura ce să fac? Și a zis, o manifestare, dacă vrei într-adevăr să ajungi acolo la curs. Chiar aseară la webinar am făcut ca exercițiu cadou bonus pentru toți participanții și acum mai este disponibilă înregistrarea încă 2 zile până pe 5 mai, încât mai pot face exercițiu de manifestare. Și uite, fiindcă tu ai anumite abilități, bineînțeles că toți avem anumite abilități în viața de zi cu zi. Mie mi-a plăcut foarte mult că tu ți-ai dorit partea aceasta de spiritualitate să fie combinată cu abilitățile tale și de traducător. Și spune-mi, te rog, ce ai manifestat tu cu traducerea, fiindcă mi-a plăcut mult. Mi-am dorit, după ce am început să fac traducere de carte, cele pe care le-am făcut, deja era început acest proiect, însă mi-am dorit să manifest un roman, ceea ce nu tradusesem până atunci. Tradusesem alte tipuri de cărți, chiar și o carte de dezvoltare personală, 2 cărți de copii, o carte tehnică, și mi-am dorit, ajunsesem la punctul acela, da, și mi-am dorit să traduc un roman. Și a venit și s-a împlinit, cum spunem noi în TETA, și această manifestare. Da, super că, de fapt, TETA o aplicăm în viața noastră de zi cu zi și în munca noastră și în relația noastră. În relație mi-a plăcut foarte mult că mi-ai împărtășit cum ți-ai dat seama că, oricum, redescoperiți în cursurile de TETA talentele și abilitățile pe care le aveți. Și cu atâta încântare ne povesteai și nouă de manifestarea locului în care trăiești cu soțul tău. Uh-huh. Și cum voi v-ați ales, de fapt, locul până când să locuiți în acel apartament. Spune cum a fost pentru tine. Așa este. Noi făceam dinainte, uneori facem manifestare fără să știm că facem manifestare. Fiindcă nu trebuie neapărat să stăm într-o poziție de meditație, deci când ești într-o stare de recunoștință, de bucurie, de euforie și împărtășești cu cel drag felul în care vezi lucrurile, deja te conectezi în starea TETA. Doar e nevoie să conștientizezi că într-adevăr faci asta. Da. Fiindcă asta făceam și în mod natural până în vârsta de 7 ani, când eram copii, acum ne aducem aminte, cum ne spune Viana Stibal, cea care a făcut tehnica TETA. Și ne-a plăcut atât de mult și atât de mult ne-a inspirat cum ne-a împărtășit. Deja, uite, eu făceam cu soțul meu și deja ne gândeam. Exact. Da, noi făceam, fără să știm că facem manifestare, noi ne doream să locuim într-un apartament cu priveliște și unde stăteam înainte, luam micul dejun în balcon. Ne plăcea să luăm micul dejun în balcon și atunci și acum, dar acolo nu aveam priveliște. Acolo vederea într-un alt bloc, o altă clădire. Și noi făceam un joc de genul. Uite vaporul ăsta care trece acum, e plin sau nu? Că nu-mi dau seama cât de mult se vede. Și a zice, după o vreme, intră în jocul meu și zice, care e cel pe lângă care trece acum o șalupă albă? Ce mi-a plăcut foarte mult la curs TETA vis-a-vis de relații era exercițiul acela când să descoperim care sunt resursele sau ce putem noi oferi, ce avem noi de oferit în relație. A fost un exercițiu extrem, extrem de frumos și am descoperit că pot oferi atâtea lucruri frumoase în relația mea. Da, fiindcă mai ales, uite, legat de relații, de multe ori spunem ce așteptăm de la partener,
Dar acolo pentru tine a fost wow, conștientizarea că uite ce am eu de oferit, fiindcă într-adevăr chiar vrem să oferim, fiindcă așa este o relație plină de iubire, deci ne dorim din toată inima să oferim celui drag de lângă noi. Așa este și mi s-a părut foarte, foarte frumos. Mi s-a părut un exercițiu pe care l-am ținut minte să descoperim, pentru că noi lucrăm foarte mult și ne dorim să primim și facem manifestare, să primim ceea ce ne dorim, dar exercițiul ăla a fost cu ce avem noi de oferit. Și am constatat că, eu am constatat că am multe de oferit și eu sunt genul de persoană care pune în practică de regulă lucrurile pe care le află și care sunt benefice, așa că am pus și eu imediat în practică ceea ce am descoperit la curs că am de oferit. Super! Asta este foarte bine, fiindcă într-adevăr practica face diferența. Uite, să-ți mai împărtășesc din comentarii. Sunt multe persoane, uite, Aneta, Janina, Petronela, Gabriela, Victoria, Eli, Elena, Cătălina, care se bucură, Alina, care spune că și ea a descoperit la cursul de Teta cum își dorea să exerseze zilnic și că ea și-a descoperit prima convingere că banii sunt ochii dracului și bineînțeles că cine vrea să aibă bani dacă gândește așa despre ei. Și atunci a lucrat cu această convingere și acum știu că Alina a manifestat de 3 ori și-a depășit targetul și a primit bonusuri de 2 ori fără să fi făcut așa ceva înainte, deci când a început să lucreze convingerile ei. Și uite, Victoria spune că Ramona, ești minunată, cu adevărat. Theta Healing te-a încărcat cu multă energie divină și ai o aură foarte frumoasă. Da, super, mulțumim, mulțumim, mulțumesc, Victoria. Mulțumesc, vă pup și eu pe toate. Da, Victoria este din Germania. Mulțumesc, cu bucurie. Și mă bucur că, uite, și tu fiind din Turcia, este din Germania, am ajuns cu multă ușurință la voi și, într-un fel, și la mine. Deci, dacă stai să te gândești, multe persoane, când a fost situația mondială, au început să se gândească că este rău, că nu poți să faci nimic. Dar eu, fără această situație mondială, care, bineînțeles, că și pe mine m-a supărat la început, nu aș fi ajuns să fiu în legătură cu tine, să fiu în legătură cu Victoria din Germania și cu alte fete din Italia, din Austria, din multe țări care în felul acesta ați început să fiți împreună. Uite, și fiindcă vorbeam de colege, cum a fost pentru tine să interacționezi cu colegele, fiindcă nu ați fost în aceeași cameră, dar ați fost doar în camere virtuale, și cum ai simțit tu că te-ai conectat și că ai rămas în legătură cu ele încât să vă împărtășiți din ceea ce ați simțit, ce ați conștientizat? Cum a fost pentru tine? O, dar s-a creat o legătură atât de frumoasă în acele camere, deși virtuale, dar reale până la urmă, că ne vedeam unele pe celelalte. Și s-a creat o legătură foarte frumoasă. Este la fel ca și cum ești față în față cu cineva și simți că rezonezi sau că nu rezonezi. Exact așa s-a întâmplat și în camere. Și noi am rezonat foarte frumos. Și am ținut legătură și ținem legătura. Efectiv, se creează o legătură. Atât de frumoasă este energia și atmosfera care se creează la curs, că nu ai cum să nu rezonezi sau nu ai cum să nu simți, să nu-ți dorești să ții legătura pe mai departe. Mai ales că noi am fost cu foarte multe dintre colege, curs după curs, că am făcut... Asta e frumos, când veniți după baza avansată, pare profundă, da? Deci s-au îmbinat așa, pe lângă faptul că exercițiile având continuitate, ai și putut să le aplici cu mai multă perseverență și relația ta cu colegii... Da, da, da. Și apoi vedem și schimbarea unii la ceilalți, de la un curs la altul. Și când vă vedeați la cursul următor, spuneai, wow, ia uite, tu ești mai luminoasă, ia uite. Și când vă împărtășeați și uite, eu am lucrat cu asta și am lucrat și cu cealaltă și am făcut manifestarea asta. Deci bucuria crește de la curs la curs și mai ales fiindcă puteați să faceți comparații, așa cum spui tu, de la primul curs la următoarele. Deci chiar bucuria crește pe măsură ce vă revedeați de fiecare dată. Super! Și uite, fiindcă tu și lucrezi cu alte persoane și aplici diverse terapii, bineînțeles că ai început, cred, să aplici și din partea de Theta Healing în ședințele tale individuale, cum ai simțit că ți este ușor să aplici cu alte persoane, fiindcă unele persoane aleg să lucreze cu propriile convingeri, dar unele, bineînțeles că încep să lucreze cu cei apropiați, cum ai zis și tu, cu partenerul de viață, dar dacă lucrezi ședințe așa cum lucrezi tu, ai început să aplici și cu celelalte persoane. Cum ai simțit deschiderea acelor persoane care deja lucrau cu tine ședințe individuale către Theta Healing
și care a fost așa, aha, din partea lor? Un aha din partea lor a fost faptul că eu sunt senzitivă atunci când folosesc anumite tehnici, atunci mă pot conecta foarte ușor. Zic eu că am și o intuiție dezvoltată. Mi s-a întâmplat în urma tuturor cursuri să-mi dau seama de dacă ceea ce scrie o persoană în mesaj este la fel și cu intenția pe care o are, pentru că una e mesajul și alta e intenția, și pot să fac și aceste delimitări, să zic așa. Îmi este ușor să folosesc și teta în ședințele mele individuale, îmi este ușor să mă conectez, am parte de feedback-uri foarte frumoase. Cu ce, dacă pot să zic așa, mi-a luat un picuț de timp să mă obișnuiesc, cu faptul de a cere permisiunea, pentru că în percepția mea nu ai nevoie de permisiunea ca să faci bine cuiva. Și aici este cu permisiune. Și atunci mă întrebam, dar de ce să-i cer permisiunea ca să-i fac un bine? Adică nu-i fac rău, îi fac bine. De ce aș avea nevoie de permisiune? E important și că tehnica acestea lucrăm cu liberul arbitru și nicio convingere nu este bună sau rea până la urmă. Este o convingere care te ajută sau care nu te ajută. Însă, în primul rând, este nevoie de acea discuție de conștientizare și, așa cum spui tu, este nevoie ca persoana să înțeleagă, chiar dacă acea schimbare, cum spui tu, că este bună, pentru că și persoana vede că este bună, când spune da, este important fiindcă se aude când spune da. Deci, persoana care vrea schimbarea, așa cum și noi când ne facem schimbarea convingerilor, ne hotărâm noi să facem acea schimbare. Și liberul arbitru este un dar divin până la urmă, care ne este dat și care ne poate ajuta sau ne poate împiedica să obținem ceea ce ne dorim, fiindcă așa este. Uite, eu chiar acum, de curând mă gândeam, când la început, când m-am apucat de Theta Healing, o doamnă care venea către mine, în cursul de Theta Healing, noi facem și armonizarea chakrelor. Și facem armonizarea chakrelor, facem schimbări de convingeri și mi-aduc aminte foarte clar că mi-a zis, eu nu vreau să-mi schimb nicio convingere, te rog frumos, eu vreau doar să-mi armonizez chakrele. Și am zis, ok, dar uite, ai vrea să descoperim? Și a zis, nu vreau să lucrez pe ce mi-a zis mama, știu că mă deranjează în continuare și nu sunt pregătită să lucrez cu acel aspect. Și a zis, ok, bun, deci respect alegerea ta, așa cum spui și tu, deci este nevoie să ajutăm pe celălalt atât cât este pregătit. Și chiar și după un an de zile când nu ne-am mai văzut, mi-a scris că, respectându-i dorința și lucrând cu armonizarea chakrelor, a căpătat foarte multă experiență cu acest exercițiu de armonizare a chakrelor și a zis că îl face în continuare și se bucură să fie parte din rutina ei zilnică. Și bineînțeles că treptat, când a fost potrivit pentru ea, sunt sigură că a început să lucreze și cu acele aspecte din copilărie și convingeri și ce suferințe veneau de acolo. Însă este important să lăsăm, așa cum spui și tu, omul să conștientizeze în ritmul potrivit. Fiindcă și noi conștientizăm, cum ai spus tu, și cu unghia și cu orice altceva vrem să schimbăm. Nu mai știu dacă mi-ai împărtășit o altă convingere. Ai zis cea cu puterea, da. Da, fiecare are ritmul său până la urmă. Mie îmi place conștientizarea persoanelor cu care lucrez, când, la fel ca mine, adică de unde până unde unghia de la învățătoarea mea și tot așa și ele când află că cine știe ce, nici nu mi-am dat seama, nici nu m-am gândit, nici nu mă așteptam să fie de acolo sau diverse răspunsuri de genul acela care într-adevăr te uimesc în momentul în care le conștientizezi. Da, fiindcă aparent sunt banale și corelațiile noastre sunt uimitoare. Da, așa este. Da. Deci și eu ca și persoană care vreau să ajut alte persoane, când am început să lucrez cu mine, mi-am dat seama că aveam tot felul de gânduri care nu mă ajutau, cum că trebuie să salvez toată lumea, ceea ce nu este adevărat, este doar în mintea noastră, fiindcă oamenii, de fapt, doar dacă vor să fie ajutați, pot să fie ajutați.
Și dacă nu lucrezi cu această convingere, cum a trebuit să lucrez la un moment dat eu cu mine, ca să îmi dau seama, exact cum spuneai și tu, suntem oameni care vrem să facem bine, însă este bine ca omul să-și dorească acel bine, fiindcă la un moment dat, chiar și cu persoane apropiate, mă gândeam, zic, oare, dar de ce nu vrea să citească cartea asta? De ce nu vrea să facă ceea ce îi spun? Și am învățat, așa cum vă învăț și pe voi la curs, să spui, ok, uite, ai vrea să-ți împărtășesc această informație, ai vrea să facem această schimbare și atunci când ceri acceptul, poate spune da, de cele mai multe ori din experiența noastră spune da, pentru că este o modalitate blândă să te duci către celălalt, întrebându-l, ai vrea să. Sau dacă uneori, foarte rar se întâmplă să spună nu, este ok, fiindcă lăsăm persoana să fie pregătită și ori puțin mai târziu, după câteva minute, ori într-o zi, două, spune, da, ce vrei să spui? Nu? Ți s-a întâmplat și așa? Da, deci este foarte, da. Foarte plăcut. Și eu primesc și dăruiesc cu aceeași bucurie. Îmi place deopotrivă să primesc și să dăruiesc. Și atunci învăț persoanele cu care lucrez să se deschidă pur și simplu și să primească, să se bucure de ceea ce pot primi și de ceea ce pot dărui la rândul lor. Ba chiar am un motto, învață să te bucuri mai mult de ceea ce ai și să te întristezi mai puțin pentru ceea ce nu ai, astfel încât să ne focalizăm pe ceea ce avem și atunci e lucru asupra căruia ne focalizăm, ia amploare și asta este de dorit, de fapt. Da, și legat de abundență și de manifestări, este foarte important să conștientizăm că noi și dăruim, dar și primim. Și uite, acum chiar mi-aduc aminte, vorbind cu tine, cum la un moment dat într-un curs ai conștientizat că tu erai cea care dăruiai, dar când vrea cineva să-ți dea ție, nu trebuie, nu este nevoie, eu mă descurc, eu am, dar în felul acesta ai conștientizat că luai bucuria celuilalt care vrea și el să-ți dăruiască, vrea și el să-ți facă bine și să-ți dea din ceea ce avea. Super! Super. Exact, și te amintești că de fapt s-a dus tot acolo la, păi da, stai un pic, că poate-mi pierd puterea, tot la putere, cu puterea avea legătură. Da, când devine așa o rădăcină comună pentru mai multe convingeri, ne dăm seama că acea rădăcină de fapt ne scotea la suprafață mai multe beneficii. Și de fapt ne amuzăm, fiindcă pe măsură ce descoperim fiecare beneficiu, reușim să împăcăm mintea conștientă cu mintea subconștientă și să lăsăm cu liniște și pace să se elibereze anumite convingeri care ne-au blocat. Este ceva ce vrea tu să împărtășești? Da, spune, te rog. De atunci, de când am conștientizat lucrul acesta la curs, lucrez mult mai mult cu exact cu această afirmație. Mulțumesc, primesc, mă deschid și primesc ca să mă obișnuiesc cu a primi și este foarte, foarte evident și foarte vizibilă schimbarea. Mm-hmm. Și cum mai exact simți schimbarea de când te-ai deschis să primești? În felul tău de a simți, în ce fel simți? În felul, da, simt că sunt deschisă spre a primi și atunci când mă întreabă cineva dacă am nevoie de ceva, nu mai spun nu. Atunci când mă întreabă cineva dacă am nevoie de ceva, nu mai spun nu. Atunci când mă sună soțul meu într-un spre casă și zice, ai nevoie să cumpăr ceva, nu mai spun nu. Dar tu acum spun deci te lași da. Ajutată, te lași astea... răsfățată. Da. Super, da. Și toate astea îmi vin instantaneu, fără să stau să le programez. Stai că eu trebuie să primesc. Nu, deja m-am deschis și le spun automat, le spun instantaneu, fără o programare anume, că e nevoie să primesc. Adică lucrurile vin de la sine acum. Mm-hmm. Și acum, de fapt, îți dai seama că în felul acesta, dacă tu nu vroiai să primești, nici n-aveai cum să lași abundența să crească în viața ta. Fiindcă primeai limitat. Da. Și în felul acesta... Câte puțin cât să-mi păstrezi puterea aceea. Important, da. Și, de fapt, când primim mai mult, putem să le lăsăm să curgă, fiindcă ce este suplimentar putem să dăm mai departe, putem să oferim la rândul nostru.
Dar acum am învățat la curs că am făcut acea descărcare cu tine, că pot să primești și să împătrești și puterea în același timp. Pot să mă eliberez de kilogram pe care l-am acumulat din același motiv și să împătrești și puterea în același timp. Deci este uimitor acest curs, pentru că beneficiile pe care noi le avem, având o anumite conștientizări, le păstrăm fără să mai avem acele convingeri limitative. Asta se întâmplă la cursul Teta, printre alte lucruri frumoase. Da, din poveste păstrăm doar acea parte benefică și de fapt dăm la o parte doar acea parte care ne împiedică să ajungem către ceea ce ne dorim. Și cu zâmbet și cu liniște și cu bucurie și pace. Și armonie. Se simte o armonie extrem, extrem, extrem de frumoasă. Da, da, da. Și chiar și când ajungem la lucruri profunde, fiindcă la un moment dat într-unul dintre cursuri știu că am ajuns cu tine la ceva foarte profund. Da, și, da. Într-adevăr, deci chiar dacă ajungem la lucruri profunde, așa cum și aseară când am făcut webinarul, unor persoane le dau lacrimile, nu sunt lacrimi de suferință, sunt lacrimi de compasiune și de eliberare. Eliberare. Deci, fără să simți vreo durere în corp, câteodată pot să apară și lacrimi așa în colțul ochilor, poate să apară o senzație de căldură, de euforie, cum spui tu, și într-adevăr este aceea stare pe care o avem când suntem într-adevăr conectați cu energia, tot ceea ce este cu energia. Da, creată. Așa este. Și noi aici nu putem să cuprindem toate. Eu am avut multe mai conștientizări, mult mai multe conștientizări și multe dintre ele mult mai personale decât le poți spune acum, dar așa este, ce este personal, păstrăm și pentru noi. Dăm mai departe cât să inspirăm pe ceilalți. Dar, într-adevăr, acolo la curs, deci sunteți într-un spațiu de siguranță și puteți să faceți aceste conștientizări. Cursul oricum nu este înregistrat, deci este permis să fie doar live și, așa cum spune și Viana Stibal, că tocmai de aceea nici nu permite înregistrarea cursurilor. Odată ce se eliberează anumite programe, e bine să le lasă să se elibereze. Și chiar dacă, cumva să zicem că ne mai aducem aminte de ele, le povestim doar ca pe o întâmplare la trecut și care s-a dus și s-a eliberat. Super. Ramona, deci eu vreau să-ți mulțumesc, vreau să te întreb dacă mai vrei tu să împărtășești ceva din ce nu te-am întrebat eu. Dacă poate ți-ai propus să împărtășești o anumită vreau idee. Doar ca toată lumea să se deschidă și deschideți-vă și primiți abundența în viața voastră prin a vă face anumite plăceri, fie că e vorba de curs, fie că e vorba de vacanță, fie că e vorba de orice vă doriți, dați-vă voie. Iar odată ce vă eliberați de aceste convingeri, dacă alegeți prin Theta Healing, ceea ce eu recomand, lucrurile curg și decât mai mult mai ușor și mai rapid. Super, super, Ramona. Îți mulțumesc din toată inima. Și îți mulțumesc și că tu continui această călătorie și într-un fel, așa cum spun eu, voi mă și manifestați să mai fac alt curs și alt curs, fiindcă vă doriți să mai conștientizați și să folosiți toate exercițiile pe care le facem și la unele dintre cursuri chiar și să reveniți, fiindcă este energia de grup și este efectul terapeutic de acolo. Și îți mulțumesc din toată inima, fiindcă de ce am făcut această emisiune Terapeuți pentru Suflet și fă Theta Healing cu ușurință și bucurie, așa cum o faci tu, este că fiecare poveste inspiră. Dincolo de orice spune eu de beneficiile din curs, de fiecare exercițiu, povestea personală, așa cum și tu cu siguranță ai urmărit poveștile altor persoane, inspiră și dă încredere ca fiecare persoană să se deschidă și să lucreze cu propria persoană. Și este într-un spațiu de siguranță și, așa cum ai spus tu, sunt lucruri atât de frumoase care ies din profunzime, nici nu te aștepți, pentru că asta e frumos. Când faci săpările, se dezvăluie într-un spațiu de siguranță multe lucruri care sunt pregătite să se elibereze. Super. Așa este. Și, Laura, dacă te amintești, știu că ți s-a părut atunci foarte interesant și frumos faptul că noi spunem să profităm de ocazie, însă în limba turcă se spune să valorificăm. Da, da, spune asta, da. Da, da, da. Noi spunem atunci când ne iese o oportunitate în cale, noi spunem să profităm de ocazie. În limba turcă se spune mult mai frumos și anume să valorificăm această oportunitate sau această ocazie. Da, și, știu că le-ai spus și colegilor și uite chiar acum spunem și celor care sunt
sunt alături de noi, deci să valorifice această ocazie. Dacă simt că acum este momentul să vină și ei la curs la Teta și să valorifice ocazie, așa cum bine spui tu. Fiindcă este o valoare pentru propria viață și chiar și pentru... Eu știu că particip la fiecare curs de tahile cu tine. Până acum am participat, cred că la 5, au fost 3 din cele principale plus încă 2, da? Cu suflet și cu ritmul. Și acum urmează tu și creatorul la care evident că particip, dar până atunci mai vedem la o repetare. Da. Și fiindcă, uite, să împărtășim cât de bune ești la manifestări, eu nu aveam cum să pun în agenda, adică așa m-am gândit eu, că nu am cum să pun în agenda, fiindcă ți-ai dorit acel curs care îl fac mai rar de rit și tu atâta mi-ai zis, dar când îl faci, dar când îl pui, dar uite, eu vreau să-l fac, dar trebuie să lucrăm acolo, fiindcă eu și cu kilogramele și cu toate celelalte, încât până la urmă am văzut cât de multă bucurie aveai să facem acel curs și l-am manifestat și mai mult de atât, fiindcă am simțit să dau și din toată experiența mea de cosmetică, de îngrijire corporală, facială, de aromaterapie, am făcut și acel maraton de sănătate și energie și îngrijire și care acum este și sub formă de program gratuit pe magiabucuriei.ro și uite cum manifestarea ta, de fapt, a dus la mai multe materiale valoroase care au ajuns la mai multe persoane și știu sigur, nu ți-am împărtășit până acum, dar uite, îți spun, mi-au scris în e-mail că au intrat sceptici și uite, nu mă așteptam să descopăr că aflu acolo despre formula grăsimii și despre cum pot să-mi descopăr gândurile și cum pot să fac stretching și cum pot să fac câteva exerciții de purificare. Și îți sunt foarte, foarte recunoscătoare. Deci îți mulțumesc, Ramona, și mulțumim și celor care au fost alături de noi și celor care o să urmărească înregistrarea, fiindcă cu fiecare împărtășire se face o diferență. Pe Ramona o găsiți Ramona Cama, deci dacă doriți să-i mai transmiteți un mesaj de mulțumire și să o felicitați sau să o mai întrebați de diverse alte activități pe care le face, cu mare drag și cei care vin la cursurile de Teta or să mai întâlnească și pe acolo. Super! Mulțumesc din toată inima, Ramona, te iubesc! Cu siguranță, da! Mulțumim tuturor care sunt și alături eu, de noi! Și, eu. Și mulțumim că, uite, ai făcut posibil fără nicio limitare. Fiind în vacanță, când ți-ai zis împărtășim povestea ta și ai zis da? Da! Super! Mulțumim, Ramona, mulțumim tuturor, mulțumim cu mare, dar și cu deschidere, întotdeauna cu deschidere. Cu deschidere. Mulțumim Maria, Gabriela, Camelia, Daniela, Tatiana, Victoria, Janina, Gabi, Vali. Mulțumim tuturor. Deci mulțumim. De curând!